Asta fără sticlă. E o medie a sătării. În general, ăsta nu se mai sătează, rămâne așa. Doar... Doar ăsta se sătează. Și cum vine treaba, cum se sătează chestia asta? Se dă comandă fără aer, se poate opri aerul mai multe feluri. Coboară astea sticlă, o sticlă caldă, fierbinte, și coboară că nu se duc mult în sticlă, se duc până aici. Formă, cu contact magnetic cu ăsta, cu senzorul, se plimbă pe din afara pistonului, acolo în spate, până când ăsta dă drumul la aer. Până când calculatorul alege să dea drumul la aer. În momentul în care calculatorul a ales să dea drumul la aer, înseamnă că a nimerit punctul G. Ăla-i contact magnetic. Înseamnă că e în dreptul cu vârful moțului, teoretic. Așa. Ce să zic? Că îl descoperă magnetul dintr-o. Dar chestia e, nu e bine să-l pui acolo, chiar, de exemplu, aici a descoperit, aici e locul. Cum ar veni? Nu e bine să-l lași acolo contact magnetic. Și că ținut trebuie să sufle chiar în fundul sticlei, că se sparge, pognește, explodează. Se găurește în fund. Ție trebuie că atunci când tija asta coboară pentru prima dată în sticlă, ea să sufle un pic mai sus de fundul sticlei, cam cu un deget, așa, cam cu 2 cm. Așa că, tu dacă ai descoperit acum cu ocazia asta, care e fundul sticlei, care e locul în care, mergând cu contact magnetic, de jos în sus, culisând pe din afara pistonului, care e primul loc în care ți-ar da drumul la aer, tu mai mergi de la locul respectiv în sus cu contact magnetic cu ăsta, cu senzorul, încă 2 cm. Și atunci va fi locul unde va da el data viitoare, că de resetezi mașina, pui mei. Locul unde va da data viitoare drumul la aer va fi locul în care va fi cu, hai să zicem, 2 cm, 1 cm mai sus decât cursa maximă pe care ar face aceste tije datorită atracției gravitaționale, forțelor, tot ce se întâmplă aici, fără ca aer să fie băgat în ele. În aer de umflat sticla, la aia mă refer, presiune. Așa. Și va da drumul la aer să intre în sticlă în momentul în care i-ar mai avea de coborât. Ăla e tot secretul. În care încă nu a coborât până la capăt. În care mai are de coborât cam... un 10% din cât ar coboră de bunăvoie în sticlă. Sau să zicem 20%. Atunci când mai are 20% de coborât în jos, atunci ar da de el drumul la aer. Așa. Acum, dacă e prea sus contactul ăla, să gâtuie sticla. Dacă e prea jos, să sparge în fund. Asta trebuie reglată prima dată în jos, acum.